Creștinii ortodoxi de Silvechi îi cinstesc la data de 21 noiembrie pe Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Cu acest prilej, enoriașii s-au adunat la Catedrala Dormirii Maicii Domnului din orașul Drochia pentru a se ruga pentru pace și sănătatea celor apropiați. Astăzi noi sărbătorim pe Sfinții Marilor Voievozi, Mihail și Gavril. Într-adevăr, înseamnă mult pentru noi, fiindcă la nașterea omului Dumnezeu dă un înger păzitor și el este un păzitor al sufletului și al trupului nostru. Și el ne povățește pe noi în viață, ca să fim, în scurt, oameni buni la suflet și să ascultăm Dumnezeu de poruncile lui și să fim oameni cu credință. Arhanghel Mihail și Gavril. Gavril este îngerul Maicii Domnului care a dat bună vestire, dar Arhanghel Mihail este cel sfânt care e puternic tare în fața noastră. Arhanghel Mihail și Gavril care păzește tot pământul, tot cu suflarea în viață de bolile, de tot cele rele care este el, îi păzește pe noi și țara. Îngerii Mihail și Gavril sunt considerați de creștinii ortodoxi ocrutitori și călăuze ale sufletelor spre rai. Arhanghelul Gavril a fost trimis la Ficioara Maria să-i aducă vestea despre nașterea lui Isus, iar Arhanghelul Mihail este considerat voievodul oștilor cerești. În popor se spune că el poartă cheile raiului. Facem binele, să ne ajute să îmbrățișăm dragoste față de aproapele, să menținem acea bună înțelegere, iar în viața cea viitoare să ne ajute ca să ne mântuim. De ce aducem din suflet felicitări tuturor. Datele oficiale arată că în Moldova peste 100.000 de moldoveni își marchează în această zi onomastica, iar în peste 200 de localități este sărbătorit hramul.